6 iulie, când paguba devine câștig. Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avoției lui. Luca 12:15. O trăsătură proeminentă în învățăturile lui Hristos este frecvența și seriozitatea cu care el a păstrat păcatul lăcomiei de bani și a scos în evidență pericolul câștigului lumesc și al iubirii exagerate după profit. Când mintea și mâinile sunt în permanență ocupate cu planificarea și osteneala strângerii de bogății, atunci cerințele lui Dumnezeu și ale omenirii sunt date uitării. Averea este valoroasă și de dorit. Ea este o binecuvântare, o comoară prețioasă, dacă este folosită cu prudență, cu înțelepciune și nu în mod abuziv. Deoarece noi, muritorii, avem trupuri, minți și inimi de care trebuie să ne îngrijim. Trebuie să facem ceva rezerve pentru trup, cu scopul de a menține o poziție potrivită în lume. Nu pentru a satisface pretențiile lumii, o, nu, într-adevăr, nu, ci pentru a fi o influență spre bine în lume. Lipsa și sărăcia sunt rele de care trebuie să ne îngrozim, dar foamea și goliciunea, lipsa unui cămin, lipsa de compătimire, lipsa unui nume și chiar foametea sunt mai de dorit decât a jertfi principiile adevărului. Adevărul cel veșnic să fie prețuit, deoarece el este nepieritor. Dacă facem ca el să devină o parte din noi, cu siguranță vom câștiga slava nepieritoare și bogățiile veșnice. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat puterea de a câștiga avere în mod cinstit și integru, atunci înseamnă că El niciodată nu a avut în gând ca să o ai. Și este mai bine pentru tine să te supui voinței lui Dumnezeu. Creatorul cel nemărginit este stăpânul a toate lucrurile. Orice pagubă ai suferi în urma credincioșiei față de El este un câștig nemărginit în viața veșnică viitoare, dacă paguba nu este înțeleasă pe deplin în această viață. Privește slava cerului, uită-te în sus la nestematele de lumină care țintuiesc cerul. Oare nu poate El care a format deasupra noastră această glorioasă boltă, care dacă soarele, luna și stelele ar dispare, poate să le aducă din nou în existență într-o clipă? Nu poate El să răsplătească pe slujitorii Săi credincioși și ascultători, care i-ar fi supuși chiar dacă ar pierde bunăstarea, renumele sau chiar și un regat de dragul Său?